5 copilași cu vârste cuprinse între 4 și 17 ani împreună cu părinții lor au rămas fără acoperiș deasupra capului după ce casa în care locuiau a fost afectată de 2 incendii produse în mai puțin de 3 săptămâni. De pe data de 21 februarie anul curent, în urma unui incendiu care a izbucnit de la un coș de fum necurățat de funingine, nu și-au mai putut folosi soba pentru a-și încălzi locuința. Marți, în jurul orei amezii, în interiorul casei s-a produs un nou incendiu generat cel mai probabil din cauza supra-solicitării instalației electrice. Deși ambii părinți erau acasă, aceștia au observat flăcările târziu, când acestea au cuprins toate bunurile din locuință. Chemați în ajutor pompierii militari din cadrul punctului de lucru Flămânzi și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Flămânzi, au ajuns la fața locului cu 2 autospeciale cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție, ardeau bunurile din interiorul casei. Incendiul a fost stins în limitele găsite de pompieri. Cele 7 persoane au fost transportate într-o locuință socială pusă la dispoziție de primăria orașului Flămânzi.